Salutare tuturor, este joi. Am deschis camera pentru că vreau să încep vlogul de astăzi. Sunt în oraș. În weekend mă duc la o nuntă. Mă duc la o nuntă și nu am rochie. Am ceva pe acasă, dar nu este fix ceea ce-mi doresc, plus că nu prea se potrivește cu tematica nunții. Așa că am ieșit să-mi caut o rochie, am văzut ceva drăguț la Zara și sper să găsesc măsura. E o mare nebunie în oraș. Oricum nu mai am mult până la AFI, într-acolo mă îndrept. Și țineți-mi pumnii. Oricum, la momentul la care o să vedeți voi vlogul, deja totul a trecut, așa că să-mi țineți pumnii nu prea are sens, dar în fine. Mi-am găsit rochia, acum mă duc spre casă. De fapt, nu știu dacă mă duc fix spre casă, s-ar putea să mă mai opresc și în alte locuri, la mici cumpărături, dar mă bucur că mi-am găsit rochia. O să vă arăt probabil în vlogul din acest weekend, o să vă arăt și ținuta mea, dacă sunteți curioși, poate nu sunteți, eu oricum o să vă arăt. Am terminat autostrada pentru că ne îndreptăm spre Slobozia și suntem la bariera la Drajna. Ei bine, cine nu trece pe aici, trebuie să treacă și să prindă această barieră, pentru că poți să, nu știu, poți să tragi un pui de somn, poți să termini un roman de Dostoevski, nu știu, poți să faci multe până se ridică bariera de la Drajna. S-ar putea să fii norocos și să poți să-ți faci chiar vacanța pe aici, pentru că uneori trec vreo 3 trenuri odată la o singură barieră și cam asta ar fi. Și stăm. Se aude trenul. Sau cred că trece trenul. Hai să-l vedem. Și fulgeră. Wow. Oare să avem noroc și să fie o barieră scurtă sau aceasta să fie doar începutul. Ia să vedem. Ok, vine și al doilea tren la o distanță de vreo 5 minute față de primul. Poate avem noroc acum să se ridice bariera. Odată ce am pățit, eram foarte în spate la coadă și s-a ridicat bariera, eram bucuroși, ei, plecăm, trecem de barieră. Și la 3 mașini în fața noastră s-a așezat din nou bariera și am mai stat încă vreo 10-15 minute. Se pare că, da, avem noroc să prindem 3 trenuri odată. Ok. Hai, și al treilea tren. Al treilea tren a trecut la 3 minute față de al doilea. În fine, hai, și nu se mai ridică bariera asta odată? E, dacă trece și al patrulea, deja am bătut orice record. Trece citită mai trenul. Bai, are multe vagoane. Ok, a trecut și al patrulea tren. Nu că am fost cu adevărat norocoși în seara asta. Patru trenuri, adică. Și gata, în sfârșit ne mișcăm. Tocmai ce am ieșit de la coafor, am fost să mă coafez un pic, mi-am făcut manicura, pedicura, pentru că astăzi mă duc la o nuntă. Sunt aici în față împletită, în rest părul un pic ondulat. A ieșit super drăguț, îmi place, n-am fost niciodată făcut așa și îmi doream să mă fac. Am fost la salonul Freestyle din Slobozia, mă duc la acest salon de foarte, foarte, foarte mult, mult, mult timp, de când s-a deschis și înainte, oricum, când mă duceam la salon, la fetele care acum sunt la Freestyle. Și îmi place foarte mult,
Așa arată manicura mea. Am pe unghii opii Barefoot in Barcelona. Și la picioare am altă ojă, tot opii The Thrill of Brazil. Este o ojă roșie. Ok. Trebuie să ajung acasă, vreau să mă odihnesc un pic, trebuie să mă machiez și să mă pregătesc pentru nuntă. Ciluta serii? Cercei Zara, roche Zara, plic Zara, pantofii azghicit Zara. Asta e ținuta pentru biserică. Mergem acasă și ne schimbăm pentru că trebuie să ajungem la salon. Am ajuns la nuntă. Îl aștept pe soțul meu pentru că s-a dus să parcheze mașina. Nunta are loc pe malul lacului Amara, la cort. Și o să filmez un pic pe aici pentru că este foarte frumoasă locația. Am mai fost la o nuntă acum câțiva ani și ne-a plăcut foarte mult. O să vă arăt și vouă locația aceasta, e foarte drăguță. Și voi un pic cu mine la nuntă pentru că, na, o să vă arăt cum e nunta. Așa arată salonul pe afară. Cam întuneric e. Dăm un pic mai luminos, se vede mai bine. Acela este lacul Amara, ce se vede în față. Acesta este salonul, de fapt cortul. Și lumea stă și afară, se mese și afară. Și piscină, dacă vrem să ne răcorim foarte tare. E foarte frumos. Și continuăm cu ora pentru nașul. După nuntă sunt eu cel puțin foarte obosită, arăt la față obosită rău de tot, dar ne-am trezit, mergem până la țară un pic, v-am arătat într-un alt vlog cum e la mine la țară, mergem puțin până la țară să vedem pe mamaie, după care o să ne pregătim să ne întoarcem la București. Vă amintiți de conacul Bolomei din vlogul de acum ceva săptămâni? O să vă las link, dacă n-ați văzut vlogul acela, o să vă las link să-l vedeți acum. Vedeți ce frumos este cerul? Arată foarte bine, sunt câțiva norișori, dar cerul arată foarte frumos. Mă îndrept pe casă. Am fost până la poștă să-l las un colet și m-a apucat o ploaie torențială. Plouă, nu cu găleata, plouă incredibil de tare. S-a mai liniștit un pic, un pic, cât să pot să iau spre casă, totuși. Când am plecat de acasă, abia picura și am zis, ei, totuși, hai să-mi iau umbrelă, să nu înceapă mai tare. Și bine că mi-am luat umbrelă, pentru că altfel eram terminată. Oricum plouă atât de tare încât a început să-mi plouă prin umbrelă, nici umbrela nu mai face față. Mă rog, stau aproape. Gata, am ajuns acasă, am trecut prin toată ploaia, mi-am făcut și o cafea pentru că simțeam nevoia să beau ceva cald. Cam acesta a fost vlogul de săptămâna aceasta. Tot ce am făcut a fost să mă duc la o nuntă și v-am arătat un pic ce am făcut pe acolo. Am fost aseară la film, la Now You See Me, partea a doua. Mi-a plăcut mai mult prima parte. Fost interesant, un pic distractiv, am și râs puțin. Cam acesta a fost vlogul, vă mulțumesc că m-ați urmărit. Nu uitați să-mi dați un like la acest videoclip dacă v-a plăcut, să vă subscrieți canalului meu de YouTube pentru mai multe videoclipuri. În zona de comentarii să-mi spuneți impresiile, întrebările voastre și sugestii și ce mai vreți să vedeți voi pe canalul meu.
ce videoclipuri și nu uitați că mă puteți găsi pe Facebook, pe Snapchat și pe Instagram, peste tot ID-ul meu este Chic in Quest, scris într-un cuvânt. Până data viitoare v-am pupat, toate cele bune, la revedere!